O femeie s-a plâns pe rețelele de socializare după ce logodnicul ei a amenințat-o că anulează nunta dintr-un motiv banal. Tânăra nu știe cum să-l facă pe iubitul ei să se răzgândească și în același timp să nu renunțe la plăcerile sale. În mod tradițional, căsătoria înseamnă pentru ambii parteneri un început nou ca și familie și mai puține distracții. Cu toate acestea, lucrurile s-au schimbat în prezent, iar tinerii care își doresc să întemeieze o familie vor să continue și după căsătorie nopțile de distracție împreună sau separat. Deși acest lucru ar trebui discutat înainte de a se ajunge la planificarea nunții, se pare că o femeie trece printr-o problemă existențială. Aceasta a explicat totul pe o platformă de socializare. Potrivit femeii, partenerul său are probleme cu încrederea, amenințându-o că va anula nunta dacă aceasta se mai întoarce târziu de la ieșirile sale cu prietenele. Aceasta a recunoscut că obiceiurile sale au cauzat probleme majore în relația lor. Este nerezonabil să vii acasă la 4 dimineața de la o ieșire cu prietene atunci când ești într-o relație? Am făcut asta de 2 ori în ianuarie anul trecut și acest lucru mi-a provocat probleme majore în relația cu iubitul meu. Am discutat despre acest lucru și am crezut că s-a rezolvat totul, mai ales că în luna aprilie ne-am logodit. De atunci am început să planificăm nunta și totul a decurs foarte bine până acum 3 săptămâni, când am pierdut noțiunea timpului și m-am întors de la o petrecere la ora 4 dimineața. Când am ajuns acasă, am început să ne certăm și el mi-a spus că nu vrea să se mai căsătorească cu mine. Am crezut că a spus-o la nervi, însă de atunci a refuzat să mai vorbească despre asta și nu mai vrea să discute despre planificarea nunții noastre. El nu este o persoană foarte sociabilă și nu este în oraș, doar lucrează, merge la sală și își petrece timpul cu familia. Nu e genul să mă controleze, însă are o problemă cu faptul că mă întorc la 4 dimineața acasă. Eu nu văd o problemă în asta. El are 27 de ani și eu am 29. Spune că simte că nu-l respect. Cred că are o problemă cu încrederea, pentru că atunci când ne-am cunoscut, eram într-o relație la distanță și nu prea funcționa. A scris femeia pe o platformă de socializare, sperând să primească câteva sfaturi imparțiale despre ce ar putea să facă mai departe. Relatează digiworldtv.ro.